De bună vestire la Catedrala Nouă a Slatinei s-a oficiat o slujbă arhierească săvârșită de înalt preasfințitul părinte Irineu Slătineanul, mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoți. În această zi, Sfântul Arhanghel Gavrilie a vestit Fecioarei Maria că ea va da naștere lui Hristos. În a șasea lună a fost trimis Îngerul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria și intrând îngerul la ea zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tot îngerul Gavril a fost cel care i-a spus Mariei că fiul său va purta numele Iisus, nume ales de Dumnezeu Tatăl. Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu și iată vei lua în pântece și vei naște fiul și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și împărăția lui nu va avea sfârșit. Biserica s-a dovedit neîncăpătoare pentru creștinii veniți la slujbă. Toți s-au rugat astăzi pentru sănătate, însă nu înainte de a prinde câte o lumânare pentru cei morți. Toată lumea la bună vestire vine că e ceva pentru binele omului și în general pentru sănătate, familie, copii, nepoți și tot ce mai drag pentru un om care trăiește în România. M-am rugat astăzi și să nu avem evenimentele care s-au petrecut în Belgia și să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Păi suntem creștini, nu? Și dacă suntem creștini, într-o zi de sărbătoare, e normal, nu? Să venim și la biserică. Pentru cunoscători e o sărbătoare importantă, nu? Astăzi se dă vestea cea mare, nu? Pentru mine, de asemenea, sunt foarte bucuroasă, nu? Credința în Dumnezeu și iertarea de păcate. Ce înseamnă această sărbătoare pentru creștini? Pentru creștini e o mare sărbătoare, pentru că Dumnezeu e pe primul plan. Deci, în afară de El, nu mai cunoaștem altceva. Și dacă ortodoxii au sărbătorit astăzi Buna Vestire, creștinii catolici au retrăit ziua în care Iisus Hristos a pătimit și a fost răstignit pe cruce în Vinerea Mare.